O echipă din Superliga a cerut oficial să nu mai fie arbitrată de cel mai bun arbitru român. Laszlo Diószegi a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor ca István Kovács să nu mai fie delegat la meciurile lui Șepși. Conducerea clubului covăznean consideră că cel mai bine cotat arbitru român a greșit grav la partida Șepși Universitatea Craiova, 1-3, când le-a refuzat gazdelor două penaltiuri. Am fi așteptat să iasă și să spune, da, domnilor, am greșit, nu trebuie să spună că a greșit în favoarea noastră sau contra noastră, sau nu contează chestia asta, pur și simplu să recunoască că a greșit și gata. Farul a obținut 10 puncte din 15 posibile în 2024 și a urcat pe locul 4 în clasament. Cu o victorie în meciul cu Oțelul, constanțenii își pot asigura prezența în play-off. Meci acasă, 3 puncte importante, foarte importante, contra unui adversar care la toate meciurile de când de la început până acum a ieșit la joc, a jucat. Dorinel a făcut o muncă extraordinară acolo și ne așteaptă un meci foarte greu. Oțelul are un mare dezavantaj în meciul de sâmbătă. Dorinel Munteanu și nu va sta pe bancă. E clar că antrenorul contează și el, are și el partea lui, ca așa principal, antrenorul care decide, care vede, dar probabil va urmări meciul de unde va urmări și va da indicațiile care are, încredere în stafful lui. Alex Ioniț a dat lupta la titlu din Superliga pentru un transfer în Liga 3-a chineză. Mijlocașul și-a luat adio de la Rapid. Nu a prins niciun minut în acest an și a fost cedat la echipa chineză înființată în 2021. Ioniț a semnat pe 3 ani și va încasa un salariu de 500.000 de euro pe sezon. Rapid s-a ales cu 50.000 de euro în urma transferului. Namo s-a făcut de râs la Cluj după ce câștigase în ultimele două etape. Câinii au rezistat în prima repriză, dar trupa lui Mutu a defilat după pauză. Brlige a deschis scorul în urma unei faze în care dinamoviștii au cerut fault. La mine a fost sigur fault. Atac întârziat cu genunchiul direct în genunchiul meu. Fault clar. Muhar a făcut 2-0 cu o lovitură imparabilă de cap, apoi a ieșit la rampă Otele. Atacantul s-a răzbunat pentru ratările din prima repriză și a reușit dubla. Cu cele două goluri marcate împotriva câinilor, Otele a urcat pe locul secund în clasamentul golgheterilor, cu 11 reușite. CFR a câștigat cu 4-0, a egalat-o pe Rapid și s-a apropiat la 7 puncte de FCSB. Dinamo a rămas penultima în clasament. Suntem în acest moment atacul cel mai bun din țară și a doua apărare, deci la statistică stăm bine. Dinamo eu cred că are șanse dacă continuă să joace cum a făcut-o în meciurile dinainte. Bineînțeles că nu cred că ăsta era meciul lor. Avem doi meci înainte de play-out. Cred că avem mare șanse să scapăm. Cred că e sold out deja la Arcul de Triunfu și mergem așa, cu capul sus și batem acasă cu Hermannstadt. Victorie extrem de importantă pentru Hermannstadt în lupta pentru play-off. Sibienii au învins-o cu 1-0 pe FCU Craiova, care a ajuns la 5 înfrângeri din 6 meciuri în acest an. Oltenii au avut ocazia primei reprize prin Bahasa, dar Căbuz a fost la post. În partea secundă, Albu a fost aproape de gol, iar Balaure a replicat imediat. Fonseca a fost salvatorul trupei lui Măldărășanu cu lovitura de cap din minutul 88. Cred că meritam victoria datorită jocului. Sezonul ăsta suntem cam pe minus, așa, la punctele pierdute pe finaluri de joc. Cu această victorie, șansele oltenilor la play-off scad dramatic, în timp ce speranțele celor de la Hermannstadt rămân intacte. La final, Gabi Iancu nu a ezitat să se ia de proprii suporteri. Îmi doream foarte mult să câștigăm, să le arătăm oamenilor că putem să câștigăm chiar dacă ne fac slab și nu mai știu cum. Până să dăm gol, nu prea s-a auzit Sibiu din tribună, abia după. Aș vrea să creadă noi, pentru că și noi suntem oameni, dacă te apostrofează tot meciul. Papo a venit la Rapid în vara lui 2022, în momentul în care fusese trecut pe linie moartă la Varta Poznan. I was very surprised because to be honest I didn't expect any call from many clubs. I was in Poland and at the end of the season I was not too much in shape. Papo și-a dorit întotdeauna să devină fotbalist. A moștenit pasiunea de la tatăl său, fost internațional de tineret francez. My father was a football player before, so he played in France, in Auxerre, but not a long career. În tinerețe, francezul s-a îndrăgostit iremediabil de Ronaldinho. Procedeele tehnice care ridică în picioare spectatorii de pe Giulești sunt inspirate de la brazilian.
coming on the pitch with smile and magic, and I try to make the same on the pitch, because for me football is not a job, it's passion, and it was this moment to make me feel very attached with football. În afara fotbalului, Papo petrece mult timp alături de familia sa numeroasă. I have two big brother. One was here this weekend at the game. Big family. My father lived in Guadalupe in the Caribbean, almost between 15 and 18, and uncle and aunt. So a lot of people in the family. Rapid is the best team. O echipă din Superliga a cerut oficial să nu mai fie arbitrată de cel mai bun arbitru român. Laszlo Dioseghi a cerut Comisiei Centrale a Arbitrilor ca Ișvan Covaci să nu mai fie delegat la meciurile lui Șepși. Conducerea clubului Covăznean consideră că cel mai bine cotat arbitru român a greșit grav la partida Șepși Universitatea Craiova, 1-3, când le-a refuzat gazdelor două penaltiuri. Am fi așteptat să iasă și să spune, da, domnilor, am greșit, nu trebuie să spună că a greșit în favoarea noastră sau contra noastră, sau nu contează chestia asta, pur și simplu să recunoască că a greșit și gata. Farul a obținut 10 puncte din 15 posibile în 2024 și a urcat pe locul 4 în clasament. Cu o victorie în meciul cu Oțelul, constanțenii își pot asigura prezența în play-off. Meci acasă, 3 puncte importante, foarte importante, contra unui adversar care la toate meciurile de când, de la început până acum, a ieșit la joc, a jucat. Dorinel a făcut o muncă extraordinară acolo și ne așteaptă un meci foarte greu. Oțelul are un mare dezavantaj în meciul de sâmbătă. Dorinel Munteanu și nu va sta pe bancă. E clar că antrenorul contează și el, are și el partea lui, că așa principal, antrenorul care decide, care vede, dar probabil va urmări meciul de unde va rămâne și va da indicațiile care are, încredere în stafful lui. Alex Ioniț a dat lupta la titlu din Superliga pentru un transfer în Liga 3-a chineză. Mijlocașul și-a luat adio de la Rapid. Nu a prins niciun minut în acest an și a fost cedat la echipa chineză înființată în 2021. Ioniț a semnat pe 3 ani și va încasa un salariu de 500.000 de euro pe sezon. Rapid s-a ales cu 50.000 de euro în urma transferului.